Ce aromată! Vă salut, dragii mei și dragile mele! Pentru cei care sunteți pentru prima dată la canal, sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante, un canal pentru persoane după 35 de ani și accentul canalului este anti-aging. Răspuns la dorința Natalei din Israel cu nickname-ul Vlăduț MD. Ați observat comentariile doamnei Natalia că își dorește măsculițe de curățire, de hrănire, antirid și astăzi am pregătit special pentru ea un scrub pentru curățire care îl puteți face în timpul verii, acolo în perioada caniculară. Fiindcă doamna Natalia locuiește în Israel, presupun că este cald în Israel, presupun că are probleme cu tenul și are necesitatea de a curăți profund tenul. La sezon, acum, avem și caise și persici, de ce am luat caise răscoapte, care conțin și minerale și vitamine și acizi, care purifică, curăță bine tenul. Acest scrub îl puteți face și pentru tenul acneic, și pentru tenul gras, și pentru tenul matur. Nu e recomandat pentru tenul sensibil și cu pirozic. Am luat sare vulcanică, am dat-o prin râșniță. Puteți să luați și sare de mare, orice sare. O dați prin râșniță și primiți, iată așa, o făină. În afară de sarea are o acțiune mecanică de curățire a epidermisului și totodată ea hidratează și descongestionează pielea, curăță pielea și o hidratează. Vom lua un caise, l-am desfăcut caisele, nu aruncați sâmburile, dar puneți-le și uscați-le. Nu aruncați sâmburile, uscați-le, le-ți folosi ulterior la fel în calitate de scrub și sau în calitate de scrub și intern ca o sursă de vitamina B17 anticancer. Deci luăm o bucată de caise coapte. Caisa la fel are foarte multe nutrienți și în special caliu, care luminează și hidratează pielea. Muiem în sare, iată așa, și scrabăm. Scrabăm foarte bine tenul. Și mânuțele puteți și pentru corp. Este o procedură foarte, foarte plăcută. După ce ați scrabat cu mișcări circulare, lăsați să acționeze până la 5-10 minute și spălați cu... Eu vă recomand să spălați tot timpul tenul cu apă filtrată, cu apă pură, cu apă filtrată, cu infuzie de plante medicinale. Iată așa, ați aplicat scrub-ul. Iată pe... așa. Am aici și un persic, dar persicul îl vom folosi pentru mască. Deci, Natalia, după ce ai efectuat scrub-ul, iai un persic copt, persicul care la fel conține apă, conține glucoză, conține minerale, conține vitamine, vei efectua o mască anti-rid, anti-age. Iată, am pregătit aici persicul. L-am dat prin rozătoare. Iată, am dat persicul prin rozătoare. Foarte simplă mască, dar folositoare. Am pregătit aici făină de hrișcă. Aici am hrișcă verde. Puteți să luați și hrișcă uscată de nahut făină și făină de ovăz. Deci, dacă tenul Nataliei este sensibil, este normal, va adăuga la persic, va adăuga făină de hrișcă. Hrișca are un efect de calmare și de hrănire a tenului
sensibil și normal. Dacă tenul Natalie este poros, mixt, gras, va adăuga făină de oves, care conține vitaminele grupului B, are o acțiune descongestionantă, de degrasare, de calmare și de închiderea porilor. Dacă tenul Nataliei este matur, lax, tern, lăsat, cu riduri adânci, va folosi făina de nahut, care conține proteine, cu un efect de lifting puternic. Și eu o să adaug pentru mine astăzi făină de hrișcă, fiindcă la mine tenul este sensibil, este normal și voi amesteca bine-bine. Masca este gata, este simplă, o aplicăm pe 20 de minute, o aplicau de 30 de minute cu efect de hrănire, cu efect de lifting și de calmare. După înlăturăm masca cu infuzie de plante medicinale, cu infuzie de flori de tei, cu infuzie de mușețel, cu infuzie de flori de salcâm, cu infuzie de pătlagină. Ce aveți la îndemână pentru tenul vostru, pentru tipul vostru de ten? Natalia, eu te iubesc, te îmbrățișez împreună cu toată comunitatea noastră și sper să ne scrii un comentariu unde să menționez efectul acestei proceduri. La revedere, pe curând! Aștept sugestiile și întrebările voastre!